Capitolul 7. Bătrâna domnișoară de la poștă Megret trecea poate prin unul dintre acele momente când sensibilitatea sa era mult sporită, abia părăsise pragul casei lui Grud Cotel. Făcuse câțiva pași în întuneric, în ceața care se lipea de piele ca o compresă cu gheață. Tânărul lui is mergea alături de el când brusc comisarul se opri. Ce aveți, domnule comisar?" Priminta lui Megretre cu deodată un gând și acum încerca să meargă pe firul lui. Rămase atent la vocile care ajungeau până la el, confuze, dar stridente, prin obloanele casei. În același timp înțelese de ce se alarma adolescentul, pentru că Megre se oprise brusc în mijlocul trotuarului, fără un motiv aparent, ca un cardiac pe care o criză îl țintuiește oriunde ar fi. Asta nu avea nicio legătură cu preocuparea sa prezentă, era ceva lipsit de interes. Totuși își dădu o să rețină. Ia uite!" Există un cardiac la Sentobin. Mai târziu avea să afle că fostul medic murise de o angină pectorală și că an de zile fusese văzut oprindu-se astfel în prină stradă, încremenit cu o mână la inimă. Cei dinăuntru se certau sau în orice caz, așa îți dădeau impresia zvonurile de voci. Totuși, Megre nu asculta. Luis ciupitul, care credea că descoperise cauza nemișcării sale, trăgea conștiincios cu urechea. Cu cât vocile erau mai puternice, cu atât era mai greu să distingi cuvintele. Părea un disc pus să se rotească după ce îi se făcuse o a doua gaură, ca să fie descentrat și să scoată sunete neinteligibile. Nu din cauza acelei scene care se juca în casă, între inspectorul Cavre și Alban Grut Cotel se oprise megre în felul acesta și părea că privește în gol. Când să treacă pragul, îi venise în minte o idee. Nici măcar o idee. Era ceva mai vag, atât de vag, Încât acum se străduia să regăsească acea impresie. Uneori un incident neînsemnat un miros abia simțit, de cele mai multe ori ne face să ne amintim o fracțiune de secundă, un moment din viața noastră. E ceva atât de puternic încât suntem impresionați. Vrem să ne agățăm de această amintire a vieții, și în clipa următoare nu ne mai rămâne nimic, nu mai suntem în stare să spunem la ce ne gândeam. Căutăm zadarnic și până la urmă, ne un răspuns la întrebări, ne spuneau că a fost poate o urmă de vis sau, cine știe, o amintire dintr-o viață anterioară. Exact în momentul în care ușa se închidea, fusese conștient că îi lăsa în urma lui pe cei doi complici încurcați și furioși. Exista un punct comun între cei doi bărbați pe care destinul îi pusese față față în acea noapte. Asta nu se putea explica în mod rațional. Cavre nu te făcea să te gândești la un celibatar, ci la un soț bat jocorit, copleșit de rușine, suferind de durere. Emana invidiei, iar invidia te face să ai aceeași atitudine echivocă dată de unele vicii ascunse. În fond, Megre nu-i purta pică, îl compătimea. Se înverșuna împotriva lui, era hotărât să-l dea gata, dar în același timp simțea o anumită milă pentru acel om care era de fapt un ratat. Ce legătură era între cavre și alban? legătura care există între două lucruri total diferite, dar amândouă sordide. Aproape că era o similitudine de culoare. La amândoi dominau cenușiul, verzuiul, golul moral și material. Cavre emana ură, alban grut cotele emana spaimă și lașitate. Întreaga lui viață era organizată pe lașitate. Soția îl părăsise, își luase cu ea copiii. El nu încercase să meargă după ea să o aducă înapoi, probabil că nici nu suferise. Își reorganizase viața în mod egoist, în lipsa averii trăia în cuibul altora ca un cuc. Și dacă prietenilor săi li se întâmpla vreo nenorocire, se grăbea să-i trădeze. De fapt, Megre descoperea dintr-o dată fleacul care îi declanșase gândurile. Cartea găsită în mâna lui Cavre atunci când sosise, una dintre cele cărți cabrose erotice vândute pe sub unele prăvălii din Foburgul Saint Martin. Primul avea astfel de cărți în biblioteca lui provincială, Celălalt punea imediat mâna ca din întâmplare pe una dintre ele. Dar mai era ceva și tocmai acest altceva se străduia comisarul să-l găsească. Poate o zecime de secundă fusese iluminat de un adevăr flagrant, dar totul dispăruse brusc și rămăsese doar o impresie vagă. Acesta era, în fond, motivul pentru care stătea nemișcat, ca un cardiac ce vrea să-și păcălească inima. Dar el voia să-și păcălească memoria. Spera ce-i lumina aceea. Întrebă el. Stăteau amândoi încremeniți în ceață și la o anumită distanță megrezărea un halou mare de lumină albă și difuză. Se agăța de acel lucru material ca să-i dea intuiției timpul să renască. Acum cunoștea târgușorul. Ce se afla în locul luminii acelei aproape în fața casei lui Grult? Nu-i biroul poștei? E fereastra de alături, răspunse Luis. Fereastra funcționarii de la poștă nu poate să doarmă, citește romane până noaptea târziu. E totdeauna ultima lumină care se stinge la Sentobin. Trăgea cu urechea la zvonurile de voci. Grut Cotel striga în gura mare ca un om care nu vrea în ruptul capului să dea ascultare unui sfat înțelept. Vocea lui Cavre era mai gravă, mai imperioasă. De ce simțea Megre aproape o pornire să traverseze strada și să-și lipească fața de geamul funcționarei de la poștă care citea în bucătărie? Intuiție? În clipa următoare se gândea la altceva. Știa că lui se-l observa cu îngrijorare, cu nerăbdare, întrebându-se ce se petrecea în mintea acestui om important. Ce simțise când trecuse pragul? Ia să vedem. Ce va lega de Paris? Cartea, prăvăliile din Foburgul Saint Martin, unde se vând astfel de cărțuli, îi amintiseră de Paris. Grut Cotel se dusese acolo. Genevieve Naud probabil că fusese și ea acolo în același timp. Revedea fața acesteia când, în mod odios, Alban își prezentase alibiul. Nu era numai dispreț. În acel moment nu mai văzuse o fată, ci pur și simplu o femeie. O amantă care descoperă brusc josnicia. Iată, exact în acest punct se produsese fulgerul, pierind din păcate brusc. Lăsase în urmă vaga amintirea ceva josnic. Da, cazul era cu totul altfel decât își imaginase megre până atunci. Văzuse doar burghezi, o familie de mari burghezi, care descoperiseră cu indignare un puștan fără avere și fără situație în patul fiicei lor. Oare Naud ucisese sub impulsul furiei? Era posibil. Era gata să-l compătimească, poate mai mult pe doamna Naud, care știa și se străduia să nu vorbească, să-și stăpânească spaimele și pentru care fiecare minut petrecut singură cu Megre era un supliciu insuportabil. Etienne Naud și soția lui treceau acum în planul 2. Cum să leși toate gândurile astea? Acest alban sărac și de suet avea un alibi. Oare din întâmplare? Și tot din întâmplare găsise brusc nota de plată de la Hotel de Europa? Cu siguranță că fusese acolo. Trebuia verificat, însă comisarul era convins. Dar pentru ce se dusese la La Roș Surion chiar în seara aceea? Oare șeful de cabinet al prefectului îl aștepta să vină? Trebuie verificat. Mormăi Megre. Se uita într-una spre lumina de la poștă. Ținea într-o mână punguța cu tutun și în cealaltă pipa pe care nu se gândea să o umple. Albert, Albert Retaio era furios. Cine i spusese asta? Însoțitorul său, micul lui, prietenul mortului. Chiar era furios? Întrebă deodată comisarul. Cine? Prietenul tău, Albert. Mi-ai spus că atunci când v-ați despărțit în ultima seară... Era enervat. Înainte să se ducă la întâlnire, băuse câteva pahare. N-a spus nimic? Stați puțin. Da, că nu va face cu siguranță mult purici în ținutul nostru mârșav. De cât timp era iubitul domnișoarei Naud? Nu știu, stați, de Sfântul Ioan nu era. Probabil că totul a început prin octombrie. Nu era îndrăgostit dinainte? În orice caz nu vorbea cu ea." Șt! Megre nu se mai mișca, trăgea cu urechea, vocile tăcuseră. În locul lor se auzi un zgomot care îl frapa pe comisar. Telefonul," zise el, recunoscuse sunetul caracteristic al telefoanelor de la țară, unde trebuie să învârtești de o mică manivelă ca să chem funcționarea de la poștă." Dă fuga și uită de pe fereastra funcționarei de la poștă. Ajungi mai repede decât mine. Nu se înșelase. O a doua fereastră se lumina alături de prima. Funcționarea a trecuse în biroul de poștă de care o despărțea o ușă întredeschisă. deschisă. Megre nu se grăbea. Nu-i plăcea deloc să alerge. Lucru ciudat era jenat de prezența tânărului Luis. Voia să păstreze o oarecare demnitate în fața acelui puștan. Își umplu pipa, o aprinse și traversă încet strada. Ei, Știam că va asculta, răspunse ciupitul cu voce scăzută. Scorbi, ascultă tot timpul. Odată doctorul chiar s-a plâns la la roș, dar vă că nu s-a învățat minte. Era mică de statură, îmbrăcată în negru, cu părul brunet și chipul fără vârstă. Ținea un receptor în mână și fișa în cealaltă. Probabil că în acel moment convorbirea lua sfârșit pentru că schimbă fișele și se îndreptă spre comutatorul electric. Crezi că ne va deschide? Dacă bateți la ușița din spate, veniți pe aici, vom intra prin curte era un moment într-o beznă totală și se strecurară printre două hârdaie pline cu rufe, o pisică țâșni dintr-o pubelă. Domnișoară, rinchet!" strigă băiatul. Deschideți o clipă!" Ce s-a întâmplat?" Sunt eu, Luis, deschideți o clipă, vă rog!" Ea trase zăvorul, megre se grăbi să treacă pragul de teamă să nu vadă ușa închizându-se. Nu vă fie teamă, domnișoară!" Era prea înalt și prea solid pentru bucătărioara aceea, pe măsura micuței funcționare de la poștă, înconjurată de bibelouri din porțelan sau sticlă, cumpărate de pe la târguri și de șervetele brodate. Grut Cotel a dat din aur un telefon. De unde știți?" Ia telefona prietenului sau Naud, a asculta convorbirea. Prinsă cu muța în sac, femeia se apără cu stângăcie. Da, domnule, birou este închis. După nouă seara n-ar mai trebui să fac nicio legătură. Am făcut-o pentru că sunt aici și îmi place să fac servicii." Ce a spus? Cine?" Să știți că dacă nu-mi răspundeți de bună voie, voi fi obligat să vin mâine de data asta oficial și să fac un proces verbal care își va urma calea administrativă. Ce a spus? Erau doi care vorbeau. În același timp, aproape uneori vorbeau amândoi odată. Se întreceau care să vorbească mai tare încât nu mai înțelegeam nimic. Probabil că avea fiecare un receptor și se înghesuiau în fața aparatului. Ce spuneau? Domnul Grult a spus mai întâi, ascultă, Etien, asta nu poate să dureze, comisarul tocmai a plecat de la mine. A dănat să nască omul tău, sunt sigur că știe totul și dacă vei continua să... Ce? E, stați puțin, a intervenit celălalt. Alo, domnul Naud, aici Cavre. Evident, este păcat că nu ați găsit un mijloc să-l rețineți și să-l împiedicați să mă găsească aici, dar... Dar asta mă compromite pe mine, a răvnit domnul Grult. M-am săturat, auzi, Etien, descurcă de cum știi. Telefonează idiotului tău de cumna care face numai prostii. Într-un fel e superiorul acestui polițist blestemat. El l-a trimis aici, el să-l cheme înapoi la Paris. Eu te previn că dacă mă mai pui față în față cu el, am să... Alo, alo, a intervenit cu prins de panică domnule Tien, de la celălalt capăt al firului. Mai sunteți acolo, domnule Cavre? Alban mă sperie, chiar... Alo, aici Cavre, dată ce o dată, domnule Grolt. Lăsați-mă să spun două vorbe. Ia nu mă împingeți. Dumneavoastră sunteți, domnule Naud. Da, e bine, n-ar fi niciun pericol dacă spaima prietenului dumneavoastră, Grut Cotel, nu ne-ar... Cum? Dacă trebuie să telefonați cum dumneavoastră? Păi, mai din aur nu v-aș fi sfătuit să faceți asta, nu, no, mie nu mi-e frică de el. Funcționarea, care i-a început să-i placă această reconstituire, preciză arătând spre Megre. De dumneavoastră era vorba, nu? A spus deci că nu e frică de dumneavoastră dacă din cauza lui Grut Cotel, care era în stare de orice imprudență, șt, Soneria răsuna în birou. Femeia dădu fuga și-a prins lumina. Alo? Cum? Galvanii 1798? Nu știu. No, la ora asta probabil că nu mai e nimeni care preia legătura. Vă sun eu. Megre recunoscuse numărul de la domiciliul lui Brejon. Se uită la ceas. Era 11 fără 10 minute. Dacă nu se dusese la cinema sau la teatru cu familia, judecătorul de instrucție probabil că se culcase, că căci toți cei din Palatul de Justiție știau că se scula de la șase dimineața și că își studia dosarele în zori. Funcționarea schimbă locul fiselor. Niort, vrei să-mi dai galvanii 1798? Linia 3 e liberă? Dă-mi-o, te rog! Mai adina aur pe linia 2 s auzea prost. Ce mai faci? Ești de serviciu toată noaptea? Cum? No, știi bine că nu mă cul niciodată înainte de 1 noaptea, dar așa aici e la fel. Nu vezi la 2 metri. Mâine o să fie polei. Alo, Paris? Paris? Alo? Paris? Galvani 1789? Te răspunde drăguț, o vorbește mai clar. Dăm Galvani 1798, cum? Îl suni? Ba da, e cineva. Se întoarce speriată că și masivul megre era lângă ea, cu o mână întinsă, gata să apuce receptorul la momentul oportun. Domnul Naud? Alo, domnul Naud? Da, vă dau Galvani. O secundă, a sunat. Așteptați la telefon. Galvanii 1798, aici se întobin. Vă dau linia 3, vorbiți. Linia 3. Nu îndrăznise să se opună comisarului care îi luase cu autoritate casca din mâini și acum și-o fixa pe cap. Femeia înfipse cu hotărâre fișa. Alo, tu ești Victor, cum? Legătura era proastă și mai avea impresia că judecătorul de instrucție răspundea la telefon stând în pat. Îl auzi repetând puțin după aceea, după ce cumnatul său spusese cine era. E Dien. Probabil că vorbea cu soția culcată alături de el. Cum? Sunt noutăți? Nu? Da? strigi prea tare și asta face aparatul să vibreze. Că ce tien n-aud făcea parte dintre acei oameni care răcneau la telefon, ca și cum s-ar fi temut totodată că nu erau auziți. Alo, ascultă, Victor, propriu zis, nu există noutăți, nu, înțelegeți-mă bine. De altfel îți voi scrie, poate că voi veni două, trei zile la Paris ca să ne vedem. Vorbește mai rar, dă-te mai încolo, Mart. Ce ai spus? I-am spus soției să dea mai încolo, ea spune. Ce s-a întâmplat? Comisarul a ajuns cu bine? Ce părere ai? Da, nu are importanță, chiar în legătură cu el îți telefonez. Nu vrea să ocupe de problema ta? Ba, da, se ocupă prea mult. Ascultă, Victor, trebuie neapărat să găsești mijlocul de a face să se reîntoarcă la Paris. Nu, nu pot să spun nimic acum, dar după cum o cunosc pe funcționarea de la poștă, negre zâmbi și se uită la femeia micuță care murea de curiozitate. Găsești tu ceva acum? E greu? Ar trebui totuși să fie posibil. Te asigur că trebuie neapărat. Nu era greu să ți-l imaginezi pe judecătorul de instrucție cu o expresie preocupată, începând să aibă bănuiel față de cumnatul său. Nu e ceea ce ai putea să crezi, da? umblă de colo până acolo, vorbește cu toată lumea, fă ce mult mai rău decât bine. Înțelegi? Dacă o să continui așa tot ținut, o să clocotească și poziția mea va deveni imposibilă. Nu știu cum să fac. Păi nu te-ai bine cu șeful lui? Ba da, evident, aș putea cere directorului poliției judiciare, da. E un lucru delicat. Comisarul va afla mai devreme sau mai târziu. Nu a acceptat să vină acolo decât ca să-mi facă mie un serviciu, înțelegi? Vrei, da sau nu, ca ne poate care și fina ta, îți reamintesc asta să aibă necazuri? Crezi că e atât de grav? Da, că spun. Se simțea că Etienne n-au de nerăbdare. Albanii transmisese și lui panica de care era cuprins, iar faptul că omul chema de el, ca avre nu se opunea rechemării la Paris a lui Megre, nu-l liniștea deloc. Nu vrei să-mi o dai pe sora mea? Sora ta s-a culcat un singur jos. Ce spune Geneviev?" Judecătorul ezita, evident, s-a de mișfraze banale. Și la voi plouă? Habar n-am! Răcni, n-aud. Nu-mi pasă, auzi? Trebuie să-l faci neapărat să plece pe blestematul tău de comisar. Ce ai? Ce am? Ce am? Am că dacă chestia asta continuă, noi nu mai putem rezista aici. Își bagă nasul peste tot și nu spune nimic. Nu, nu, Liniștește-te, voi încerca. Când? Mâine dimineață o să mă duc la directorul poliției judiciare la prima oră, dar îți mărturisesc că e un demers care nu-mi place deloc. Este prima dată în cariera mea când o vei face, nu-i așa? Da, că-ți spun. Telegrama va ajunge probabil pe la prânz, va putea să plece cu trenul de trei. Ai grijă să ajungă telegrama la timp. Luis, e bine? Da, e bine, bună seara. Nu uita, îți voi explica. Să nu cumva să-ți faci cine știe ce gânduri. Bună seara, soției tale. Funcționarea înțelese după fața lui Megre că acum convorbirea se terminase și luă casca, schimbând iar locul fiselor. Alo, ați terminat? Alo, Paris, câte convorbiri? Două, mulțumesc. Bună seara, scumpa mea. Apoi către comisar care își punea pălăria pe cap și își prindea pipa. E destul ca să fiu concediată. Așadar, dumneavoastră credeți că e adevărat? Ce? Ce se spune? Nu mă pot împăca cu gândul că un om ca domnul Etienne, care are tot ce trebuie ca să fie fericit, Bună seara, domnișoară, și nu-ți fie teamă. Voi ști să fiu discret. Ce și-au spus? Nimic interesant, chestii de familie. Întoarceți la Paris? Poate, să știi că da. E foarte probabil să plec cu trenul de după amiază. Acum se calmase, se simțea pe deplin el însuși, aproape că se miră când dădu peste băiatul care l aștepta în bucătărie, iar acesta se miră și el când văzu un megre diferit de cel pe care îl cunoștea, un megre care aproape că nu-i acorda nicio atenție, îl trata cu degajare, poate chiar cu dispreț, își zise tânărul, simțindu-se jignit. Era un beznă, se întorsese la ceață și la rarele lumini răzlețe dintr-un univers ridicol de îngust. El e nu-i așa? Cine? Ce? N-aud! El l-a ucis pe Albert! Habar n-am băiete! Asta... Megre se opri la timp, era să spună, asta n-are importanță. Așa gândea sau mai curând acesta era sentimentul lui, dar își dădea seama că tânărul ar fi tresărit la o astfel de afirmație. Ce-a spus? Nimic pasionant, grut cotel. Mergeau spre cele două hoteluri încă laminate și dintr-o parte pe geamuri se profilau siluete ca într-un teatru de umbre. Da? A fost întotdeauna un intim al familiei Naud? Stați puțin! Nu, nu dintotdeauna. Eu eram mic, înțelegeți, ca s-a aparținea de mult timp familiei sale, dar când eram puși și ne duceam să ne jucăm pe pragul ei, era nelocuită. Îmi amintesc pentru că am intrat de câteva ori în pivniță printr-o răsuflătoare care nu se închidea. Domnul Grut Cotel trăia atunci la niște rude care, așa cred, au un castel în Bretanie. Când s-a întors de acolo era căsătorit. Ar trebui să întrebați persoane mai în vârstă decât mine. Cred că aveam atunci vreo șase-șapte ani. Mi-amintesc că soția lui avea o mașinuță simpatică de culoare galbenă pe care o conducea chiar ea și ieșea deseori singură la plimbare. Cei doi se vizitau cu familia Naud? Nu, no, cu siguranță că nu. Spun asta pentru că mi-am faptul că domnul Grul stătea tot timpul a fost un doctor care era văduv. Parcă-i vășea cum lângă ferea străjucă în șah. Dacă nu mă înșel din cauza soției sale, nu se vedeau cu familia lui Etienne Naud, cu care fusese prieten înainte, pentru că Naud și el au mers împreună la școală. Se salutau pe stradă. I-am văzut stând de vorbă pe trotuar, dar atâta tot. Așadar, după plecarea doamnei Grut Cotel, da, cam acum trei ani, domnișoara Naud avea 16-17 ani. Se întorcea de la un pension pentru că sta mult timp la pension în New și nu era văzută decât o duminică din patru. mi aminte -am și asta foarte bine pentru că atunci când o întâlneai în afara vacanțelor, știai că era a treia duminică din lună. Au devenit prieteni, domnul Grol, și a petrecut jumătate din timpul liber acasă la familia Naud. Nu pleacă împreună în vacanță? Ba, da, la sable dolon, vă întoarceți? Vreți să știți dacă detectivul... Adolescentul se uita în direcția casei lui Grult, unde se putea vedea o lumină slabă, strecurându-se printr-o obloane. Probabil că nu și închipuia o anchetă polițistă în modul în care Megre o conducea pe aceasta. Era puțin deziluzionat, fără să îndrăznească să arate acest lucru. Ce a spus când ați intrat? Cadavre? Nimic. Nu, nu a spus nimic. De altfel, asta nu are nicio importanță. Adevărul e că, într-un fel, nu trăia în prezent. Îi răspundea din vârful buzelor interlocutorului său, fără să știe exact despre ce era vorba. Cei de la poliția judiciară făcuseră de multe ori haz de megre din cauza acestor momente. Știa că vorbeau despre asta în spatele lui. Un megre care părea că se umflă peste măsură, devenind compact și greoi, parcă insensibil, parcă orb și mut, un megre pe care trecătorul sau interlocutorul neavizat l-ar fi putut lua drept un dita mai imbecilul sau dita mai adormitul. De fapt, îi spusese cineva care pretindea că se pricepe la psihologie, îți aduni gândurile, iar el îi răspunsese cu o sinceritate comică. Nu gândesc niciodată. Era aproape adevărat. Astfel, acum, stând în strada umedă și rece, comisarul nu gândea. Nu urmărea nicio idee. Se putea spune că era cam ca un burete? Expresia aparținea brigadierului Lucas, care lucrase foarte des cu el și îl cunoștea mai bine decât oricine. În cursul anchetei există un moment în care șeful se, umplă, se umflă brusc ca un burete, spunea Lucas. S-ar zice că face plinul, dar cu ce? Acum, de exemplu, făcea plinul cu ceață și întuneric. În jurul lui nu mai era un sat oarecare, nici el nu era un domn oarecare pe care întâmplarea l-a aruncat în acel decor. Era ceva de genul Dumnezeu Tatăl. Cunoștea acel sat ca și cum ar fi trăit acolo dintotdeauna sau, mai mult decât atât, ca și cum ar fi fost creatorul lui. Cunoștea viața tuturor acelor case mișcui cu în beznă, credea că vede bărbații și femeile întorcându-se în așternuturile jilave, le urmărea firul viselor, o lumină mică îi dezvoluia un bebeluș căruia mama, pe jumătatea adormită, îi întindea un biberon călduț, simțea junghiurile bolnavei și prevedea trezirile bruște ale nevestei somnambulea băcanului. Era la cafenea în jurul meselor maronii și lustruite, cu bărbații care mânuiau cărți jegoase și numărau jetoane galbene și roșii. Era în camera lui Genevieve. Sufera cu ea jignirea adusă mândriei sale de amantă, pentru că mândria ei de amantă o făcea să sufere. Probabil că trăise cea mai cumplită zi din viața ei și poate că pândea întoarcerea lui Megre ca să se strecoare încă o dată în camera lui. Doamna Naud nu dormea. Se culcase, dar nu dormea și în întunericul camerei trăgea cu urechea la zgomotele casei, întrebându-se de ce nu se întorcea Megre, și-l imagina pe soțul ei, așteptând plictisit în salon, cu inima împărțită între speranța pe care i-o dădea convorbirea telefonică cu Parisul și îngrijorarea provocată de absența comisarului. Megre simțea căldura vacilor în staul, auzea loviturile de copit ale iepei și și-o imagina pe bătrâna bucătăreasă în cămașă de noapte. Iar acasă la grult, ea te uită, se deschidea o ușă, Alban își petrecea vizitatorul, îl detesta. Ce discutaseră ei doi în salonul plin de praf unde plutea un miros grețos după telefonul dat lui Laud? Ușa se închidea. Ca mergea repede cu servieta sub braț. Era și nu era mulțumit. În fond, aproape câștigase partida. Îl învinsese pe Megre. A doua zi, acesta va fi chemat la Paris. Se simțea puțin umilit că nu obținuse el însuși acest rezultat. Și mai era deranjat și de faptul că fusese amenințat de comisar în legătură cu șapca. Angajatul său îl aștepta la lion dorbând un păhărel. Întoarceți imediat acasă?" Da, băiete, ce altceva să fac?" Doar nu să renunțați." La ce să renunț?" Megrei cunoștea atât de bine pe toți, câți ciupiți asemenea lui nu întâlnise el în viață, la fel de înflăcărați, de naivi și de pișicheri totodată, repezindu-se asupra obstacolului, vrând să-și atingă scopul cu orice preț. Lasă-o să-ți treacă, băiete," își zise el, peste câțiva ani vei saluta până la pământ un nauț sau un grult, pentru că vei fi înțeles că e mai bine să faci așa, când ești fiul numitului Filu. Iar doamna reta eu, singură, singurică, în casa unde a fusese grijă să facă să dispară bagnotele din supieră, înțelesese de mult toate acestea. Probabil că fusese o soție bună ca și celelalte, o mamă bună ca și celelalte. Poate că nu era lipsită de sentimente, dar își dăduse seama că sentimentele nu folosesc la nimic și se resemnase se resemnase să se apere cu alte arme, se resemnase să transforme în bancnote toate accidentele vieții. Moartea soțului ei adusese casa și o rentă care îi permisese să-și crească fiul și să-l dea la școală. Moartea lui Albert, pun prin soare, murmură el cu glas căzut, că și dorește o căsuță la New York, nu la Sentobin. O căsuță nouă și foarte curată, cu o bătrânețe asigurată pe trecută între portretele soțului și fiului ei iar grul și voluptățile perverse. Ce repede mergeți, domnule comisar! Mă conduci? Vă deranjează? Mama ta nu-și face griji? Aha, nu-i pasă ei de mine!" În tonul cu care fuseseră pronunțate acele cuvinte, se simțea mândria, dar și regretul. Haide!" Trecuseră deja de gară. Acum mergeau pe drumul spongios de pe marginea canalului. Bătrânul de zire își digera probabil vinișorul pe saltea lui Jegoasă. Josafat, factorul poștal, era mândru de el și probabil calcula beneficiile comportării strălucite și ale și reteniei sale. Acolo, la capătul drumului, unde se vedea un fel de halou de lună acoperită de un nor, se afla o casă mare, caldă și liniștită, una dintre cele case la care trecătorii se uită cu invidie și își zic că e tare bine să trăiești acolo. Acum lasă-mă, băiete, am ajuns. Când vă mai văd? Promiteți-mi că nu veți pleca fără... Promit. E adevărat că nu renunțați? Adevărat. Din păcate, pentru că Megre nu era deloc încântat de ceea ce îi rămăsese de făcut, înaintând cu umerii lăsați spre peron. Ușa era descuiată, fusese lăsată așa pentru el. În salon era lumină. Oftă, scoțându-și pardesiul greu, greunat și mai mult de ceață, rămase un moment pe ștergător și își aprinse pipa. Haide! Bietul etien, domina de o speranță amestecată cu o spaimă cumplită, îl aștepta în fotoliul unde, după amiază, doamna Naut trecuse prin acele șchinuri. Pe un gheridon se afla o sticlă cu rachiu, din care, după toate aparențele, stăpânul casei își turnase fără zgârcenie. Capitolul 8 Megre îl joacă pe Megre Nu era nici urmă de afectare în atitudinea lui Megre. Își ținea umerii strânși în față și capul puțin într-o parte, ca un înfrigurat care se duce direct spre sobă, mai întâi pentru că era frig, că mult timp în ceață fără să-i pese de temperatura de afară și abia când îi scosese pardesiul se înfiorase. Părea să-și dea seama prusc de umiditatea rece ca gheața care se adunase în el. Era posac ca atunci când te prinde gripa. Era neliniștit pentru că nu-i plăcea sarcina care l-aștepta. Și în sfârșit era ezitant. În momentul când trebuia să acționeze, avea brusc în vedere două metode diametral opuse și asta chiar în clipa în care trebuia să adopte o soluție definitivă. Toate acestea și nu un fel de fidelitate față de legenda sa, îl făceau să intre în salon cu un aer moroconos, cu ochii ce păreau că nu se fixează nicăieri și acel mers îndoi de urs. Nu se uita la nimic și vedea totul, paharul și sticla de rachiu, părul prea bine pieptănat al lui Etienne Naud, care îi se adresa cu o veselie falsă. Ați petrecut o seară plăcută, domnule comisar!" Cu siguranță că se pieptănase cu grijă, avea totdeauna un pieptene în buzunar căci era cochet, dar probabil că mai înainte, pe când aștepta singur, își aranjase părul cu degete febrile. În loc să răspundă, Megre se duse, să îndrepte o ramă pe peretele din stânga și nici asta nu era o atitudine. Nu putea să suporte un tablou strân pe perete. Îl enerva și nu voia deloc să fie enervat de un asemenea fleac în timpul partidei pe care avea să o joace. Era cald. În aer încă mai plutea izul bucatelor de la cină cu care se amesteca mirosul de rachiu, iar comisarul își turnă până la urmă și el un pahar. Așa, zise el oftând, n-au tre mirat îngrijorat. Acest așa suna precum concluzia unei dezbateri interioare. Dacă s-ar fi aflat în clădirea poliției judiciare sau dacă măcar ar fi fost însărcinat în mod oficial cu acest caz, Megres ar fi văzut obligat, pentru ca toate șansele să fie de partea lui, să folosească mijloace tradiționale. Ori mijloacele tradiționale în această împrejurare înclinau toate spre a-l aduce pe Naud într-o stare de minimă rezistență, al face să fie cuprins de panică, a-i zdruncina nervii, făcându-l să treacă de la speranță la spaimă și invers. Era ușor. Mai întâi trebuia să-l lase să se încurce în propriile minciuni, apoi să riște aluzii vagi la cele două telefoane. În sfârșit, de ce nu? Se-i spună direct, prietenul dumitale Alban va fi arestat mâine dimineață. Ei bine, nu. Migrese sprijini pur și simplu cu coadele de cămin. Flăcările vetrei îi frigeau picioarele. n stătea lângă el. Încă mai spera? Voi pleca mâine la trei, după cum doriți, zise în sfârșit comisarul, oftând după ce trase repede de două, trei ori din pipă. Era milă. Era jenat în fața acelui bărbat aproape de vârsta lui, care avusese o viață ordonată, confortabilă, armonioasă și care, în acel moment, juca totul pe o singură carte asupra lui planând amenințarea închisorii pe viață. Avea să se zbată, să mintă iar? Megre ar fi dorit să nu mai facă asta, așa cum dorești din milă moartea rapidă a unui animal rănit din greșeală. Evita să-l privească uitându-se fix la covor. De ce spuneți asta, domnule comisar? Știți că sunteți bine venit aici, că familia mea ca și mine avem pentru dumneavoastră admirație și simpatie. Am auzit convorbirea telefonică avută cu judecătorul cumnatul dumneavoastră, domnule Naud. Se punea în pielea celuilalt. Sunt momente de care, mai târziu, prefer să nu-ți mai amintești. De aceea, comisarul se grăbi să continue. De altfel, v-ați înșelat în privința mea. Cumnatul dumneavoastră, Brejon, mi-a cerut ca un serviciu să vin să vă ajut într-o problemă delicată. Am înțeles imediat, credeți-mă că va interpreta greșit intenția și că nu un ajutor de acest fel așteptați din partea lui. I-ați scris într-un moment de panică să-i cereți sfatul. I-ați vorbit de zvonurile care circulă, fără să-i spuneți, bineînțeles că acestea erau adevărate, iar el, biet om cinstit, conștiincios și tipicar, va trimis un polițist să vă scape de necaz. Naut ridică greoi, se apropie de Geridon și-și turnă un pahar de rachiu. Mâna-i tremura, trebuie să fie avut frunta transpirată. Megrenul vedea. Chiar dacă nu i-ar fi fost milă, un fel de discreție tot l-ar fi împiedicat să-și privească gazda în acel moment. Aș fi plecat imediat înapoi ce am sosit de la prima întâlnire pe care am avut-o dacă nu ați fi apelat la Justin Cavre dacă prezența acestuia nu m-ar fi împins înainte. Naud nu tăgăduia nimic, se juca cu brățara de la ceas și se uita fix la portretul soacrei sale. Bineînțeles, dat fiind faptul că nu mă aflu aici în misiune oficială, n-am de dat socoteală nimănui. Prin urmare, nu aveți de ce vă teme de mine, domnule Naud, și asta îmi dă posibilitatea să vă vorbesc deschis. A trăit niște săptămâni de coșmar, nu-i așa? La fel și soția dumneavoastră, pentru că sunt sigur că știe totul. Celălalt încă nu se preda. Ajunsese în acel punct unde era de ajuns o mișcare a capului, a pleoapelor, un murmur, ca să se pună capăt incertitudinilor, după care ar fi urmat pacea. Ar fi putut să se destindă. Nu ar fi mai fi avut nimic de ascuns, partida s-ar fi încheiat. Soția lui, sus în camera ei, probabil că nu dormea, ci trăgea cu urechea îngrijorată pentru că nu i auzea pe cei doi urcând la culcare. Fica ei reușise să adormă. Acum, domnule Naud, vă voi mărturisi ce cred eu și veți înțelege de ce n-am plecat fără să spun nimic, ceea ce, oricât de ciudat ar putea să vă pară, eram gata să fac. Ascultați-mă cu atenție și nu vă grăbiți să-mi interpretați greșit vorbele. Am impresia foarte clară, aproape certitudinea, că oricât de vinovat ați fi de moartea lui Albert Treta, sunteți în același timp o victimă. Voi merge mai departe. Deși ați fost instrumentul, nu sunteți adevăratul vinovat de moartea lui. Și Megre se duse să-și umple paharul ca să-i dea interlocutorului său timp să reflecteze la ceea ce spusese. Deoarece Naud nu zicea nimic, îl privi în sfârșit în ochi, îl forță să-i suporte privirea și întrebă. N-aveți încredere?" Rezultatul fu pe cât de penibil, pe atât de neașteptat, căci capitularea lui Naut se manifestă printr-o criză de lacrimi. Ploapele acelui bărbat în puterea vârstei se umflară și se umplură de o apă tulbure. Buzele căpătară o strâmbătură copilărească. Rezistă un moment, stingherit în mijlocul salonului, ca apoi să se repeadă spre perete, să se sprijine cu amândouă brațele de el ca să-și ascundă capul, umerii agitându-i se de o mișcare sacadată. Acum nu mai avea altceva de făcut decât să aștepte. De două ori încercă să vorbească, dar era încă prea devreme, nu-și în de ajuns calmul. Dând dovadă de tact, megre se așeză în fața căminului și, neputând să atâțe focul cum avea obiceiul, aranja buturugile cu vârful vătraiului. Dacă vreți, veți povesti cu sinceritate evenimentele. De altfel, abia dacă este necesar, cel puțin cele petrecute în seara aceea, ușor de reconstituit. Restul e neclar. Ce vreți să spuneți? Naud era la fel de înalt, de puternic, dar s-ar fi zis că-și pierduse orice consistență. Era acum ca acei copii excesiv crescuți, care au la 12 ani înălțimea și talia unui om matur. Nu aveți nicio bănuială asupra relațiilor care existau între fica dumneavoastră și acel tânăr? Da, domnule comisar, nici măcar nu-l cunoșteam. Adică știam că existau, cunosc mai mult sau mai puțin tot satul, dar n-aș fi putut să spun cum îl cheamă dacă îl întâlneam. Încă mă mai întreb unde a putut Genevier să-l întâlnească. Ea care aproape că nu iese nicăieri. Era țimpat lângă soție? Da, și uitați, e ridicol, mâncase în friptură de gâscă la cină. Se agăța de detalii de acest gen, ca și cum ar fi făcut adevărul mai puțin tragic, conferindu-i aspecte familiare. Îmi place mult cartea de gâscă, deși o diger cam greu. Pe la 1 noaptea noapte am sculat ca să iau bicarbonat. Cunoașteți cât de cât casa. După camera mea se află toaleta, apoi o cameră de oaspeți și apoi... O încăpere unde nu intrăm niciodată, pentru că știu amintirea unui copil. În sfârșit urmează camera fetei mele, care este în consecință izolată. Cele două servitoare dorm la etajul de sus. Mă aflam deci la toaletă, bășbuiam prin întuneric pentru că nu voiam să-mi treze soția, care mi-ar fi reproșa lăcomia. Am auzit un murmur de voș, cineva se certa în casă. Eram departe de a-mi închipui că asta se întâmplă în camera fetei mele. Totuși, când am ajuns pe culoar, am fost nevoi să accept realitatea. De altfel, am văzut lumină sub ușa ei. Am recunoscut o voce de bărbat. Nu știu ce ați fi făcut în locul meu, domnule comisar. Nu știu dacă aveți și dumneavoastră o fată. Aici, la Sentobin, am rămas destul de demodați. Poate că sunt foarte naiv. Genevieva are 20 de ani. Ei bine, niciodată nu mi-ar fi trecut prin minte că ar fi putut să ascundă ceva de mine sau de mama ei. Cât privește gândul că un bărbat, nu! Vedeți nici acum! Își șterse ochii și-și trase ca un automat pachetul de țigări din buzunar. Fost gata să dau buzna peste ei în de noapte. Că și în privința asta sunt de moda și încă porc de noapte, nu ale. În ultimul moment mi-am dat seama de ținutei mele, am intrat la toaletă și tot pentru neric m-am îmbrăcat. De când îmi puneam șosetele, am auzit alt zgomot de data asta afară. Și aluzele de la cabinetul de toaletă nu erau trase. Am dat puțin la o parte perdea. Afară era lună și am putut să văd o siluetă de bărbat care cobora în curte. Din camera fetei mele pe o scară. M-am încălțat Dumnezeu știe cum. M-am repezit pe scară. N am crezut că aud fără să fiu sigur vocea soției mele care striga Etienne! Ați avut curiozitatea să vă uitați la cheia ușii care dă în curte? Ok, veche, enormă, un adevărat ciocan. N-aș putea să jur că am luat-o cu mine din neatenție, dar nici din premeditare. Căci nu-mi pusesem în cap să ucid. Și dacă m-ar fi văzut cineva în acel moment... Vorbea cu glas căzut și tremurător. Ca să se calmeze, aprinse țigara și trase lung de câteva ordinea așa cum fac probabil condamnații. Bărbatul ocoli casa și sări peste zidul scund spre drum. Am trecut și eu peste el în urma lui fără să mă mai gânde să nu fac zgomot. Probabil că m-a auzit, totuși mergea fără să se grăbească. Atunci când am ajuns aproape de el s-a întors și fără să-l văd față în față, am avut impresia, nu știu de ce, că mă sfida. Ce vreți de la mine?" m-a întrebat el cu voce agresivă și disprețuitoare. Jur, domnule comisar, că există momente prin care ai dori să nu fi trecut niciodată. L-am recunoscut. Pentru mine era doar un puștan. Dar puștanul ăsta ieșea din camera fiicei mele și mă sfida. Nu știam ce să fac. Lucrurile astea nu se întâmplă cum ne închipuim. Am scuturat de umeri fără să găsesc cuvintele pe care aș fi vrut să i le spun, iar el mi-a strigat. Nu-ți convine, ai, să o las pe stricata de fică-ta. V-ați înțeles cu toții, ai? Își cu mâna peste față. Nu mai știu, domnule comisar. Cu cea mai mare bunăvoință din lume, dar aș putea să vă fac o descriere exactă a ceea ce s-a petrecut. Era la fel de furios ca mine, dar mai stăpân pe el. El ne pe mine și pe fica mea, în loc să cadă în genunchi la picioarele mele cum poate, că mi închipui să-mi o prostește că va face. El își bătea joc de mine, de soția mea, de casa mea și zicea ceva de genul, da, frumoasă familie. La adresa fiicei mele a folosit cele mai obscene cuvinte, care nu sunt în stare să le pronunț și atunci, nu știu cum s-a întâmplat, că am început să-l lovesc. Aveam cheia în mână. Pușta anul printr-un reflex ne așteptam a lovi cu capul în stomac și durerea a fost atât de mare încât din acel moment l-am lovit și mai tare. A căzut. La început am fugit vrând să mă întorc acasă. Jur că tot ce v-am spus e adevărat. Aveam de gând să telefonez la jandarmeria din Benet. Apropiindu-mă de casă, am văzut lumină în camera fetei mele. I-am zis că dacă spuneam adevărul, da... Probabil că înțelegeți. M-am întors. Era mort. L-ați dus pe linia ferată zise Megre, ca să-l ajute să termine mai repede această explicație deprimantă. Da. Singur? Da. Și când v-ați întors acasă? Soția mea era în spatele ușii care dă spre drum. M-a întrebat cu glas căzut. Ce ai făcut? Am încercat să nec, dar înțelesese. Mă privea cu o groază amestecată cu milă. Apoi, în timp ce eu mă întindeam în pat cuprins de un fel de febră, ea mi-a verificat în cabinetul de toaletă hainele una câte una ca să se asigure că... Înțeleg. Credeți ce doriți, dar de atunci nici soția mea și nici eu nu am avut curajul să vorbim despre asta fiicei noastre. Nu am pronunțat niciun cuvânt între noi dintre tot ce s-a petrecut. Nici cea mai mică aluzie. Poate că e lucru cel mai cumplit din toată povestea asta, că uneori e ceva halucinant. Viața din casă continuă ca înainte și totuși suntem trei care știm. Și Alban? Nu știu cum să vă spun. La început nu m-am gândit la el. Apoi, a doua zi, am fost surprins că nu și-a făcut apariția în momentul în care ne așezam la masă. Am început să vorbesc despre el așa, ca să vorbesc. Am zis, trebuie să-i telefonăm lui Alban. Am făcut-o și menajera lui mi-a răspuns că nu era acasă. Totuși aveam certitudinea că-i auzisem în vocea în încăperea de unde îmi răspundea servitoarea. Asta devenise pentru mine o idee fixă. De ce nu vine Alban? Oare Alban bănuiește ceva? Am ajuns să-mi închipui de și o prostie să spun asta că singura primejdie era Alban, iar după patru zile... Timp în care tonul pusese piciorul aici, m-am dus la el. Voiam să cunosc motivul tăcerii sale. Nu avem intenția să vorbesc și totuși am povestit totul. Aveam nevoie de el. Ați înțelege asta dacă ați fi în situația mea. El mi-a ducea la cunoștință tot ce se spunea în sat. Tot el mi-a povestit și mormântarea. Am fost informat de la primele bănuieli și atunci mi-a venit altă idee care nu mi-a mai dat pace. Aceea de am răscumpărat gestul. Nu zâmbiți, vă implor. Am văzut multe cazuri, domnule Naud.